Vă salut, prieten, bine v-am regăsit. Mulțumesc celor care dați click pe alătură-te sau pe abonează-te. Like-urile, înjurăturile, certurile și așa mai departe fac parte din pachet și mergem cu ele mai departe. Vorbim despre performanțele echipelor de tineret, de junior, de tineri, de perspectivă, de... și încă nu înțelegem. Aici discuția este pe două planuri. Discuția din punct de vedere al suporterului sau a suporterilor și pe de altă parte unii care cât de cât au habar așa puțin de fotbal și cam știu care e situația. Și ar mai fi și din punct de vedere al federației, dar asta nu, aici nu prea intrăm în amănunte că știți cum e cu instituțiile astea, ăștia tot timpul au dreptate. Adică indiferent ce argumente ai, ce zici, cum gândești, cum vezi, cum ei au dreptate în cele din urmă și atunci mai bine nu ne mai... Eu nu mă mai obosesc să vorbesc, voi nu mai pierdeți timpul să ascultați și așa mai departe. Și o să ne uităm exact în ziar. România Under 19, o să începem cu ei. La turneul de elită, unde au ajuns așa, că au întâlnit niște adversari, hai să fim serioși, 4-0 cu Norvegia, la Under 19. Norvegia care, eu știu așa, norvegieni ăștia la ce sunt ei buni? La ski? Nu? Mai din când în când așa cât o echipă care mai face câte ceva prin cupele europene. Dar nu mari performanțe, la echipă, nivel de echipă națională mai să bat între ei acolo cu Suedia, cu care să mai bat țări de-astea nordice, mai ajung pe la un turneu final și cam atât, adică nu sunt... Uite, dacă te gândești la Danemarca, ți-au ce aminte că ea poate dintr-o întâmplare, sigur dintr-o întâmplare, că ei nu erau calificați, au adus-o ea după plaje, au mai câștigat câte ceva. Ăștia norvegienii nu ți-aduce aminte așa că au câștigat. Și ne bat cu 4-0 și vă dați seama, România mai are de jucat cu Irlanda de Nord, care și ăștia fiind ăia mai vânjoși, așa, mai sănătoși, crescuți, sănătos, cred că ne vor pune și ăștia mari probleme. Iar după aceea cu Franța, iar dacă Franța o să aibă nevoie ca să califice să ne dea vreo 5, dacă Norvegia ne-a dat 4, aici la meciul cu Franța, Doamne ajută să n-aibă ea nevoie de golaveraj și să fie și calificați, ca să o lase mai ușor să joace și copiii ăștia până în 19 ani care nu prea au jucat de la francezi și să nu ne rupă capul. Și aș vrea să ne uităm puțin și așa câțiva care au fost mult lăudații ca să faceți o diferență și a ceea ce se întâmplă în campionatul nostru. Și a jucat mult lăudatul de care ne spuneau toți specialiștii când l-a luat la FCSB patronul, ne spunea misterii, purtătorii de cuvânt, misterii, ne spuneau toți, cel mai bun transfer din ultimii 77 de ani. Eduard Rădăslăvescu, Alexandru Musi, ăștia sunt de la FCSB. Antrenor este Alexandru Pelici, care mai bine rămânea la Mioveni decât să complice cu băieții ăștia, dar na. Norvegia a deschis scorul după 4 minute. După 15 minute era 2-0. Până în minutul 25 era 3-0. Deci vă dați seama, aia a doua repriză nici nu s-au mai întrebuințat. Au stat mai așa că mai au meciuri. Ce ați, bă, cu ăștia am terminat în 25 de minute, piano. Stăm ușor așa. Și drept dovadă, Norvegia a făcut 5 schimbări la pauză și deși a mai scăzut ritmul, a mai înscris odată. Și uite și România cu Dincă, Kovac, Pașcalău, Duțu, Borza, mult lăudatul Borza, Vultural, Sala, Mazilu, iar lăudat, Rada Slavescu, Mușii și Burnete.
selecționer Alexandru Pelici. Și sunt așa jucători convocați de la CSA, Corvinu, Progresul Spartac, care Progresul Spartac e ciuca bătăilor prin divizia B. Corvinu e bine în divizia C, Unirea Dej e bine în divizia B, Gloria Buzău la fel, Albacete un copil, Lece alt copil, Farul Constanța Borza, Duțu tot de la Faru, Covaș de la Csíkszereda, Rada Slavescu de la FCSB, Pop de la UTA, Unirea Slobozia, divizia B, Boțogan, Craiova, Poli Iași, Musie la Daia lui Steaua, Farul Constanța 2, deci tot al lui Hagi, Slobozia, Lece, Lece, Farul și CSA. Deci mult și mult lăudații, că aici e și o altă discuție cu presiunea care o pune Hagi pe toți antrenorii de la loturile naționale să ia pe aia de la Faru, că sunt senzaționali, că sunt... Păi în ultimul timp sunt mai senzaționali ăia de la Csíkszereda. Câștigă și campionatul, câștigă și Cupa României, dar bine, acolo nu știi cât ai, cât ai să îndeplinească, să îndeplinească principala cerință, să fie născut și crescut prin România. Dar, bă, uite, cu ăia de la FCSB te bate, bă, Norvegia. Adică nu te bate Franța, nu te bate. Te bate o națiune care, ea nu e recunoscută așa ca națiune de mare tradiție în fotbal. Una e când te bate Franța, că sunt unii care, pe care îi bate Italia. Bă, e altceva, bă, te-a bătut Italia, adică nu... Am fi idioți și chiar lipsiți de orice judecată normală și obiectivitate și subiectivitate și realitate, absolut ce vreți voi, să avem pretenții să batem Italia, Franța, Spania, adică cum n-ai pretenții la echipa mare, n-ai pretenții nici la tineri ăștia. Și atunci, bă, da, când te bate, după părerea mea, acum eu poate greșesc. Bă, Pelici a dovedit că e un antrenor în divizia B foarte bun, în divizia A bun, pentru că Mioveniu rămâne în prima divizie vreo 2 ani la rând, în principal datorită lui Pelici, că a fost Pelici meseriaș. E, deci, dar nu a fost selecționer niciodată. Aici e altă discuție între antrenor și selecționer, că nu e același lucru. Îi lăudăm pe ea de la Faru, de la... Spuneți-mi, de-a lungul timpului, că voi cunoașteți, că printre voi am văzut că sunt și mulți statisticieni sau oameni care vă pricepeți mult mai bine ca mine, și la cifre, și la jucători, și la fotbal, și la toate vă pricepeți mai bine. Mă, spuneți-mi 5 jucători de-a lungul timpului, de când știți voi, Farul, viitorul Constanța, care s-au impus pe la alte echipe. În principal, în străinătate. Dar puteți să-mi spuneți și prin România. Și aici iar este o altă discuție și o să se supere domnul Hagi. Păi, că l-am auzit într-una dintre intervenții, zice, domne, nu mai depinde de noi când pleacă copilul, jucătorul din curte. Păi da, da, ok, pentru că e responsabilitatea celor care l-au cumpărat. Și aici are dreptate total. Bă, eu îți dau mașina, a fost a mea, știu cum i-am făcut schimbul de ulei, cum am schimbat cauciucurile, plăcuțele de frână, discurile, distribuția și așa mai departe. Și ți-o dau bună. Da. Dacă tu schimbi viteza la 5.000 de turații, poate începe și scoate fum. Dacă uiți să-i faci revizia, să-i schimbi uleiul, filtrul de aer, de ulei și de motorină și de polen sau ce mai e și aia, poate nu. Iar dacă pui frână târziu și intri cu ea în zid, iar nu mai e vina mea, dar eu ți-am dat o mașină bună.
E, aici nu prea e ca la mașini. Și aici oare nu e responsabilitatea ălora care îl vând? Cum l-au crescut? Nu? Cum l-au format? Că în regimul ăla de cazarmă, acolo, aproape toți dau randament. Dar în regimul ăla de acolo, de internat, disciplină, restricții și totul monitorizat de la 5 dimineața până la 12 noapte. E momentul când pleacă de acolo și scapă, că pentru mulți o ușurare că pleacă de acolo, să trăiesc în altă lume, să trezesc și trăiesc în altă lume. Și atunci, poate de-aia nu se impun, de-aia nu confirmă, că tot se întorc. Bine, nu numai de la, dar vorbim de ăștia de acolo acum, nu? Adică pleacă cu mari speranțe, se întorc cu multe deziluzii. Și nu e și vina formatorului, nu zic, întreb. Dar iar dacă noi speram să batem Norvegia, eu cred că eram un pic nedrepți. Pentru că Norvegia, din toate punctele de vedere, absolut care vreți voi, social, politic, economic, tot absolut ce vreți voi, este mult peste România. Nu numai 4 clase, poate 40 de clase în unele domenii, poate 14 în altele, poate 400 în altele. Și atunci fotbalul e, nu, parte din societate, din, nu? Adică cred că au trecut vremurile alea când anumite sporturi de echipă sau individuale erau excepții de la regulă. De la regula statului. Nu poți să ai un stat și o țară cu de nota 5 și anumite lucruri să fie de nota 10 sau de 9. E greu, sunt mai multe întâmplări. Vezi Popovici, vezi Simona Halep, vezi Hagi, nivel individual. La sporturi de echipă, iar cu foarte mulți bani și cu foarte mulți jucători străini. Și vezi Rapid București Handball, CSM București, vezi Dinamo Handball Băieți și Dinamo Handball Băieți în Liga Campionilor, când ai de nemți, îți dau cu parchetul în cap. Te badă sus apa în cap la nu știu câte 15 goluri diferenți. Că sunt nemți. Adică tu aduci, dar n-ai puterea financiară, poate, să-i aduci pe cei mai buni, aduci unii foarte buni, pe bani mulți pentru România, dar mult mai puțin decât le-ar da, nu știu, Gheor la fete și Kiel sau Barcelona la Kiel, asta sună Kiel, cred că le zice la aia, sau Kiel, nu știu, Kiel, din Kiel le dăm, că n-avem. Și atunci tu ai pe cea mai bună din handbal, pe neagu, îi dai 15.000 și unele care sunt așa și așa, pe la echipe de astea feminine șmechere iau 18.000. Da, aia vrea în România, că așa vrea ea sau nu știu, treaba ei. Și atunci cum o să te bați cu ăștia? Eu cred că și noi ca suporteri, dacă speram că, bine, nu ne așteptam să ne, acum hai să fim serioși, nu ne așteptam să ne bată ăștia cu 4-0. Nu. Hai că pe oricine întrebai, bă, de 4-0 nu. O fi el turneu de elită, dar dă-l naiba de elită că nici noi nu suntem paralimpici. Toți. Dar să-ți dea 4 mi se par multe. Acum, noi, păi da, domne, da, cum sunt crescuți copiii aia din Norvegia?
cred că sunt crescuți cum sunt crescuți și ăștia la Hagi. Nu? Sau mai liberi. Mai liberi. Mai cu personalitate, poate. Dar mă, tu nu poți să te duci să bați Norvegia când tu... Și aici am văzut că am mai zis Lobons la un moment dat și a fost luat la mișto de niște pricepuți de ăștia în ale sportului. Mă, nu poți să te duci să bați somonul cu pateu pe pâine și cu merdenele și cu Eugenie. Că nu merge, tată. Nu mai merge. Că i-a auzit pe unii, domne, noi pe vremea noastră mâncam cartofi prăjiți, ceafă de porc și cașcaval pane. Păi da, și tot te băteau ăia de suna apa în cap. Erau excepții. Dar acum, când ăia sunt mai instruiți, mai documentați, mai hrăniți, mai organizați, mai tot ce vreți voi, dar din orice punct de vedere ăia sunt mai, ce mai e? Aprilie și mai. Deci mai e puțin și ajungem și noi mai. Dar noi ajungem în luna mai. Ăia sunt mai dezvoltați, mai profesioniști, mai hrăniți, mai recuperați, mai... Ăia sunt în luna mai tot timpul. Noi suntem în luna mai odată pe an și atunci sunt excepții. Ăia 12 luni pe an sunt mai decât noi. Adică și la noi când e mai, la ăia e de două ori mai. Și atunci n-ai bă de în ce, n-ai de unde. Că astea sunt condițiile... Păi haide să vă dau un exemplu. Am fost zilele trecute invitat de cineva la un antrenament al unui club de care are echipă de fotbal în prima divizie. Și normal, am stat, am văzut și antrenamentul, că dacă tot m-a invitat omul, am zis să profit așa de invitație și m-am dus la antrenament. Am stat după antrenament, am mai stat de vorbă cu cei din club de acolo puțin. M-au invitat oamenii la masă, la prânz. Și după ce, și e un club de care eu am mai vorbit pe aici, dar nu o să dau numele pentru că nu mi se pare ok față de oamenii care m-au invitat în primul rând. Și îmi zice cel că m-a invitat, bă, Robert, degeaba că te-am invitat și aici, dar tu ai văzut doar terenul de antrenament. Hai să vezi și vestiarele, să vezi sala de forță, să vezi în ce condiții... magazia de echipament și așa mai departe. Bă, și m-am bucurat mult că oamenii și omul au fost super amabili și mi-au prezentat și mie acolo intimitatea echipei, că vestiarul echipei, bă, nu e pentru musafiri. E pentru echipă și pentru staff, pentru cei de acolo, nu la duș pe unul și dau oamenii jos pălăria încă o dată, că știu că mă și urmăresc unii dintre ei, că așa m-au și invitat. Le mulțumesc din suflet pentru invitație, pentru găzduire, pentru felul cum s-au comportat cu mine, chiar dacă nu tot timpul am vorbit laudativ la adresa clubului, dar tocmai asta cred că le-a și plăcut la oameni și chiar mi-a spus unul dintre cei implicați acolo, ce bă, eu am avut impresia că zice că mi-a dat cineva de aici să te urmăresc, când ai vorbit despre noi și am avut impresia că ori ai fost pe aici, ori ai vrut un sifon prin vestiar. Că ceva ai zis, lucrurile ziceai că străite de noi și cu noi. Și vă dați seama că m-a bucurat când vin aprecierile astea de la niște oameni profesioniști din prima divizie. Bă, n-au cum să nu te bucuri, că ar trebui să fii oligofren să nu te bucuri. E, vestiarul cred că avea... Hai să nu dăm așa cifre, că nici eu nu prea mă pricep bine la cifre și eu, ca să faceți o comparație, eu când jucam fotbal la Foresta Suceava, da, pe stadionul Areni,
da, din Suceava, vestiarul gazdelor, unde aveam sobă să ne încălzim, ne încălzeam la sobă, era mai mare decât vestiarul în care se schimbă fotbaliștii ăștia profesioniști la o echipă de primă divizie în anul 2023. Adică ca să faceți voi o comparație, eu am fost în 2000 și un pic, da? 2000, 2000 am fost la Suceava, în 2000, da? Au trecut 23 de ani, da? Stadionul ăla la Arenie construit în 1900 și un pic, da? Încă e în picioare, nu s-a dărâmat, dar nu mai are mult. Și vestiarul în care ne schimbam noi zi de zi, că ăla îl foloseam și la meciuri, și la antrenamente, și la... Aia era casa noastră cu sobă. Era mai mare decât vestiarul în care băieții ăștia să schimbați. Sauna. Noi sauna o foloseam de 2 ori pe săptămână pentru că fiind totul scump și Foresta nouă echipă bogată, consuma mult. Da? Și nu încingea tot timpul pentru noi, când ploua dimineața la antrenament și trebuia oamenii aia de la spălătorie, lăsam echipamentul la ce avea fiecare, că n-aveam echipament toți la fel, să nu ne înțelegem greșit. Fiecare venea cu echipamentul de acasă, în geant. Și lăsai acolo să ți-l spele. E, ca să poată usca oamenii aia pentru antrenamentul de după amiază, că marțea și joia făceam 2 antrenamente, porneau sauna. Și erau niște cui așa în pereți, sauna de lemn, de aia populară. Întindeau sârmele alea și întindeau acolo rufele, ca să se usuce până la antrenamentul de după amiaza, că rămâneam și dormeam, ne duceau la o pensiune, la un hotel acolo și dormeam între, mâncam și dormeam între antrenament. Și miroseau alea a uscat, a deșert, a puțin ars, așa. Știți, care ați făcut sport și uscați hainele în saună, știți despre ce vorbesc. Oamenii ăștia care m-au invitat pe mine aveau o saună la fel. Nu de alea pe o parte, numai din geam, cu băncuțe, nu știu cum. Da, aia de lemn, de stropești cu apă pe acolo, nu vorbim de... Da? Și au spus că le-a solicitat la un moment dat un antrenor o criosaună, da? Ceva modern, ceva... Coboară temperatura la minus, zici că ești în Antarctica și așa mai departe, dar nici n-ar fi avut unde să o poziționeze, că aia trebuie să ai o zonă tampon, o cameră și din camera aia intri așa. Ce e mai modern, ceea ce echipele prin străinătate au de 10 ani și costa peste 50.000 de euro. Și a zis, bă, domnul antrenor, păi 50.000 de euro, ținem echipa o lună. Deci astea sunt condiții. De-aia vă spun că noi câteodată ca suporteri mai zicem, bă, să-i batem pe aia, să-i batem pe aia. Nu poți să-i bați pe aia decât întâmplător, noroc, o generație care și e generație bună, bună, bună și prinde o zi foarte, foarte bună și ăia au o generație așa și așa, dar asta merge dintr-o sută de meciuri la 5 meciuri. Și nu, deci cam nu poți. Și mai scria de unii, tot așa, dar ăștia mai tineri, care au luat și ea bătaie, dar ei au luat bătaie de la Italia. Și atunci, nu mai stai așa să vedem. Under și ăia, 16, 15, 16. Și atunci 3-1 au luat bătaie sau 4-1. Bă, te-a bătut Italia așa cum am spus și mai devreme. Bă, ce naiba să
Naționala Under 15. A luat bătaie de la Italia. Bă, nu prea ai ce să zici că e Italia, așa cum am zis noi și mai devreme. Noi ar trebui să ne comparăm cu ăștia. Ăștia-s naționala Under 18. Da, ei aveau și ei meci cu nu știu cine, Under 15. Under 18 a pierdut 3-1 un meci în compania Italiei, la Potența. Potența la noi e așa, adică e Potența, e între pichinez și elefant. Elefantul îți dă cu Potența în cap, zici că te-a lovit caricioplanul. La noi Potența e de pichinez și nu îi ajunge niciunei virgine. Cam așa e cu Potența, ca să și meci un cizmă. Adică noi am fost Potență în cizmă, ei au fost. Da, bă, și o să mai joace un meci peste câteva zile. O să joace și Under 20 naționala și ăia joacă cu Portugalia și deci alt meci foarte, foarte puternic. Bă, noi trebuie să ne comparăm și nu trebuie să fim supărați foarte rău. Normal că orice înfrângere te afectează, dar noi ar trebui să ne focusăm așa și să fim afectați că ne bate Muntenegru, că ne bate Andorra, Letonia, Lituania, ne bat ăștia. Ungaria, și de ăștia mai cât de cât care noi considerăm, că noi nu mai suntem nici în lumea a doua fotbal, noi suntem în a treia spre acolo, spre mai jos. Și măcar pe ăștia așa care credem noi că putem să-i batem. Ungaria, cred că în momentul de față la seniori, la fotbal, dacă ne prinde, ne dau cu terenul în cap. Dar am văzut discuțiile și cu Israel și cu domne că suntem buni, că dacă ne alegeam o grupă nu putea să iasă mai ușor. Eu nu cred că prindem primele două locuri din grupa asta, dar sănătos să fim, Doamne ajută să crească Potența și în rest rămâneți oameni și nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă o-mi bate și noi pe cineva. V-am pupat, toate cele bune!